Bun venit la M-Custom, sunt Adi, gazda voastră de astăzi pe vlogul la M-Custom School, un proiect unde, alături de mine și de colegul meu Marian, veți învăța să colantați o mașină, să aplicați folie de protecție, veți învăța să puneți folie pe geamuri și chiar să demontați elemente atunci când lucrul acesta este necesar pentru a efectua un montaj cât mai corect. În clipul de astăzi vom pune folie de protecție pe una dintre cele mai dificile capote atunci când vine vorba de aplicarea foliei de protecție, și anume capota unui Porsche Macan. O să ne apucăm de treabă, așa că urmăriți cu atenție și vă urez spor la învățat. Ca de fiecare dată înainte de aplicarea foliei, ne asigurăm că suprafața este decontaminată, degresată și pregătită pentru aplicarea foliei de protecție. What? You gonna hop over the camera? No. Yeah. Îndepărtăm surplusul. Cu atenție să nu tăiem mai mult decât trebuie. Și acum fixăm folia, așa cum ne-am obișnuit în toate cele patru colțuri. Asigurăm că e lipită bine pentru că vom trage din partea de față. Și în momentul în care tragem nu vrem să se desprindă.
revenim în colțul ăsta, unde va trebui să tragem astfel încât să scoate curtea. Perfect. Și acum mai avem o singură șarchetă. Ne asigurăm că nu se desface, că asta ne va crea probleme. Și acum de aici trebuie să tragem în coarta asta, încă o dată. Perfect. Și acum trebuie să facem decât să scoatem apa de pe suprafață. Ne asigurăm că folia nu se va desprinde. Scoatem și curtele din față acum. Mașina are deja folie pe bara de față și de-aia ne creează ceva probleme. Ne creează probleme pentru că nu prinde. Dar nu e nimic, că o așezăm pe păcălim noi într-un final. Perfect. Stă peste tot. De dreaptă ne apucăm de racletat. Primul loc în care vreți să racletați sunt aceste adâncituri. Great!
scoatem cu grijă toată apa de jur împrejur. Mai stropim dacă e cazul. Același lucru, partea opusă. Atenție, ridicăm pentru că vrem ca aerul să iasă, să nu ne mai împingă. Perfect, rachetul. Cu atenție scoatem toată apa. Ridicăm puțin dacă e cazul să eliberăm aerul sau apa, dacă cumva s-a lipit pe margini. Pentru că aici vreau să o lipesc. Am stropit cu apă distilată și am spălat apa cu șampon. Să facem același lucru și în partea cealaltă, da? După asta, după ce racletăm acum partea de centru. Observați, racletez spre sus, asta ca în cazul în care să am nevoie de apă în partea de jos. Doar ridic puțin și de fapt împing apa de sus, acolo unde am nevoie. Și dacă racletez în jos, atunci toată apa este eliminată mult prea rapid și în cazul în care am o suprafață unde trebuie să revin cu puțin apă, va trebui să ridic și să stropesc. În zona asta folia mea s-a lipit prematur și atunci ce fac, crestez, dar
cu mare atenție. Aici vom face vom căuta să facem un cerc. Dacă deja tinde, se desface. Nu vrem lucrul ăsta. Se rupe, practic. În momentul în care e făcut o crestătură, fiind tensionată, folia se rupe. Cu atât mai mult când va trebui să băgăm degetul sub ea. Șovim puțin apă cu șampon, pentru că locul a fost uscat, așa că am pus puțin apă cu șampon și gata, situația e remediată. Perfect. Vedeți, nu a rămas nici dungă, nu a rămas absolut nimic. Acum suntem atenți să eliminăm toată apa de peste tot, dacă a rămas captivă cumva. Dacă a rămas ceva captiv și nu putem scoate, bineînțeles că vom folosi acul de seringă, înțepăm la un capăt, presăm spre celălalt și apa va ieși. Nu vrem să ne ducem acolo, pentru că acolo deja am lipit marginea folosind apa distilată. Și atunci ne ducem acolo unde marginile sunt încă nesigilate. Aici vrem să stropim apă distilată. Și aici vrem să avem folia lipită cât mai în colț. Așa că și aici stropim apă distilată, curățăm bine suprafața. Și aici recurgem la apa distilată ca să așezăm folia pe margine. Totul este în regulă acum. Perfect. O lăsăm un pic să se usuce, după care tăiem folia și întoarcem toate marginile.
Am ajuns aproape de final și, după cum bine ați văzut, nu este atât de dificil pe cât pare. Ce n-a mai rămas de făcut este să tăiem surplusul de material și să întoarcem fiecare margine. Dar, în cazul capotelor de macan și a tuturor suprafețelor unde aplic o tensiune destul de mare asupra foliei, prefer să îi dau un timp de aproximativ 30 de minute să se usuce și să fiu sigur că folia este lipită pe margine, ca în momentul în care tai și eliberez tensiunea, folia să nu se desfacă și să nu-mi creeze probleme. O să fac treaba asta singur, cu siguranță știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, am fost Adrian și ne revedem curând cu un nou clip. Dar până atunci faceți doar ce vă place și învățați tot ce puteți.